Maria Buche și cele două fiice, în vârste de 12 respectiv 14 ani, locuiesc într-o casă dărăpânată, veche de peste 70 de ani și fără curent electric. Mama bolnavă muncea cu ziua pentru a le asigura fetelor ei strictul necesar. Banii erau însă puțini și deseori acestea adormeau flămânde. Viața lor s-a schimbat însă după ce cazul lor a fost difuzat de Somax TV. Zeci de oameni din toate județele țării le-au întins o mână de ajutor. Familia a primit alimente, haine, un aragaz, două paturi și îmbrăcăminte. Ce s-a schimbat în viața familiei dumneavoastră? S-a schimbat ultima mea bijoliac. Nu știu cum să mă duc, câte o lăută azi ulei, câte o lăută zacă, câte o lăută îmbrăcăminte, câte o pată. E un mie frumos când ne-au adus. Ce te bucură cel mai bun din toate darurile pe care le-ai primit? Hainele. Împreună cu Maria și fetele sale s-au bucurat și vecinii care cunoșteau situația precară a familiei Buche. Și cetățenii au adus aragazi, au adus butiele și foarte bucuroase că nu mai cară lemne cu spatele din pădure, mai ales timp de ploaie. Și aici așa se bucură. Maria a reușit să facă actele pentru teren și are nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare pentru a o ajuta să-și construiască o nouă locuință. Familia își dorește și să aibă curent electric, pentru ca cele două fete să nu mai fie nevoite să învețe la lumina lumânărilor. Ce v-ați dori să se mai schimbe în viața dumneavoastră? Casa. Casa și lumina.